duminică 22 septembrie 2019. Mă aflu în orașul Raznici, de sub Prahova, la sediul Modromului Internațional Romanian Champions League, unde am participat la etapa derby finală din Bulgaria, 345-50 de kilometri. Acum am plăcerea deosebită să stau de vorbă cu unul dintre tinerii colombofili participanți la actuala finală. Este vorba despre domnul Șerban Ionuț din Tufen, Prahova, da? Da, da, da. Ce faci, Ionuț? Bine, mulțumesc, dumneavoastră, ce faceți? Uite ce să fac, am venit pe aici și am zis să nu plec acasă până nu stau de vorbă și cu un crescător tânăr și pasionat, așa cum ești tu. Un crescător cu rezultate bune în ultima perioadă. În ultima perioadă, da. Da? Da, da, da. Cu niște postări de mare calitate pe care ți le-ai adus și în sensul ăsta o să te rog, dacă ești amabil, să dai câteva detalii. O să nu porumbei mei provin toți de la Mihai Bunghez. Din Comarnic. Din Comarnic, care el are porumbei de la Cosmin, de la Stroie. Eu, făcând din pereche, mi-a adus niște rezultate foarte bune. Am înțeles că ți-a dat inclusiv niște păsări mai tinere și în loc să le zbori? Da, în loc să le zbori le-am băgat în matcă. Și câte perechi ai la matcă acum? 15 perechi am la matcă. Câți pui ai scos anul ăsta? Am scos 60 de pui, am rămas acasă cu 46 și mai am 32. Da, am înțeles că îi zbori la sânge și cu rezultate sânge, excelente. Exact. Și acum am porumbei băgați la Nicolaev, etapă de 550. Câți ai băgat la Nicolaev? 2 porumbei am băgați pentru general. Da. Se încheie general. Știu că ai obținut niște rezultate, îmi spuneai mai devreme de niște locuri bune, dacă ești amabil să le repeți. Da, 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 am obținut rezultate. În primii 10, pe lansare, pe club, mereu am fost în primii 10, nu s-a pus problema. Bravo, sunt ție. Foarte mulțumit de porumbei care i-am adus de la Mihai și voi mai aduce. Perechile le-ați făcut împreună sau perechile te mai sfătuiești de dânsul? Ne sfătuim, da? Și le facem după porumbel. Tu de câți ani crești porumbei? Ai experiență? Cred că am porumbei în curte de toată viața. Și cu Mihai cum te-ai cunoscut? Poți să ne spui? Ne-am cunoscut prin alți prieteni. Da. Niște prieteni de la noi. Și te-ai lipit de dânsul, așa, nu? I-a plăcut de mine, mie de el și am mers în continuare. Seriozitate și de o parte și de alta și rezultatele ai văzut. Nu, or să facem și tandem, să aducă o parte din porumbei lui de la matcă. Să încercăm. Da, pentru că dânsul la zona în Comarnic e o zonă mai dificilă. O să încercăm și pe ruta de Bulgaria, o să încercăm și pe Ucraina. Ai timp mai mult să ai de ei, am înțeles? Nu sunt eu, este tatăl meu. Te ajută și tata mult? Da, da, da. Contează mult, ai văzut să ai pe cineva în permanență la porumbei? Să se uite, să... Da, tata e non-stop la porumbei. I-au plăcut și dânsul, ai avut și dânsul porumbei în tinerețe? Din familie, de la tata e la tata, de la tata la mine. Și de la tine trebuie să mai lași un băiat. Să ajungă la fată. Da? La atunci dacă fata o să ai un ginere, ceva ca să... Trebuie. Nu? Trebuie. Trebuie cineva să moștenească mai departe. Bravo. Cum se pare ruta de zbor actuală? E bună? Ruta este foarte bună, doar că zona noastră este un pic dezavantajată. De ce? Noi, dar încercăm. De ce? Ca și distanțe, poți să ne spui? Distanțe, jur, eu stau bine. Cei venit de la Cluj sunt un pic mai dezavantajați, pentru că stăm în partea de nord și jucăm cu partea de jos. De sud. Cât e distanța între voi, mare? Sunt undeva la 7, 10, 15 km, 20, da. Depinde, chiar și mai bine. Da, și la viteză, la distanțe mai mici, se simte. Dar acum... Tratamente la porumbei, când le faci tot așa? Cu ajutorul lui Mihai, vă sfătuiți împreună? Ne sfătuim. Mai facem și de capul nostru, că așa trebuie, mai încercăm. Cât de des trece pe acolo pe la tine, Mihai, să mai se uite la păsări? Cam o dată la 2 săptămâni, depinde cum are și el timpul. Da, e bine, frumos, nu? Da, 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 foarte bun. E un început bun, eu zic. Da, foarte bun. Pentru tine că ești pasionat, ești priceput la porumbei. Pentru un copil care am fost, sunt foarte mulțumit. Câți ani ai? Și acum ești tânăr? 28 de ani am. O, mulți înainte, dar nu-i arăți. Mulțumesc la fel. Porumbei te țin așa bine, nu? Exact, da. Mă bucur mult că am stat de vorbă cu tine. Și eu mă bucur că am vorbit. Poate pe viitor mi-o ofer ocazia să mai trecem cu Mihai odată, să-ți filmăm acolo. Cum să nu, vă aștept cu cel mai mare drag. Crescătoria, da? Cel mai mare drag. Sunt convins că rezultatele de acum încolo vor începe să curgă. Din primăvară o să curgă și mai bine. Promis, da? Promit. Ne uităm prin clasamente altfel după tine acum, exact. Te cunoaștem și personal, da? Exact, exact. Bine, toate cele bune îți doresc. Mulțumesc la fel. Și multă baftă în continuare. Mulțumesc la fel. Toate cele bune. Toate cele bune.